dimineața, prieteni! Bună dimineața, Moldova! Vă salutăm cu drag de la Iași. Iată că a venit și mult așteptata zi de vineri. Se anunță, într-adevăr, vreme frumoasă. Am înțeles că pe la amiază ne va zâmbi și soarele, așa că avem toate datele necesare pentru a ne bucura de această zi frumoasă. Rămâneți astăzi alături de noi, pentru că v-am pregătit multe surprize. Știu că mâine nu ne întâlnim, așa că aș vrea să le spun colegilor mei la mulți ani și telespectatorilor, cum de ce. Este Ziua Internațională a Bărbaților mâine, așa că le spunem tuturor la mulți ani. Și nu e 1 iunie, dar duminică se pare că este Ziua Universală a Copilului. Însă noi le spunem tuturor la mulți ani și celor care ne urmăresc chiar acum. Bun, să vă spun și ce subiecte avem pe agenda zilei de astăzi. Vorbim despre Bring IT On. Este un workshop de promovare și valorificare a interacțiunii între cercetarea informatică universitară și mediul de afaceri. Pare complicat, vă spun eu că este mult mai simplu. Rămâneți doar alături de noi să aflați despre ce este vorba. Și tot astăzi ne pregătim pentru trofeul campionilor la tir, un eveniment care se va vedea în direct și la TVR Iași de la ora 17 și de la ora 20 pe TVR3. Jurnalistul senior TVR Iași, Vasile Arhire, va fi alături de noi să discutăm despre ce se va întâmpla astăzi la Iași. Iar noi vă spunem așa, este ora 8:02 și cred că ar fi bine să ajungem și la colega mea, Roxana Gorceaia. Bună dimineața, Roxana! Bună dimineața, Seriana! Ieri să știi că ți-am pus absent nemotivat. Asta este. Dacă vrei, uite, ca să mă revanșez, într-o dimineață facem schimb. Și așa, tu la pupitul știrilor. Ok. Și am să fac eu emisiunea de acolo din sufragerie. Am înțeles. E bine, și așa vedem. Până la urmă ne împărțim treaba ca în fiecare dimineață, da? Știu că a fost ziua ta, așa că te iertăm de data asta. Să te ascultăm. Ce știri ne-ai pregătit pentru această Începem cu o știre din nordul Moldovei. Peste 200 de botoșeneni sunt condamnați să stea în frig. La unul dintre căminele sociale din oraș, apa caldă nu a mai curs din luna august, iar caloriferele sunt reci, deși e noiembrie. Întreg imobilul a fost debranșat de la căldură din cauza unor datorii ce se ridică la peste 17.000 de lei. O parte din locatari și-au plătit facturile, dar suferă acum din cauza roplatnicilor. Cu ochii în lacrimi, învelită într-o pilotă cu papuci de lână în picioare, așa am găsit-o pe femeia de 65 de ani care locuiește în căminul social. Din pensia de 600 de lei, femeia și-a achitat facturile la zi, dar cu toate acestea este privată de căldură. Nu mai pot! Mor aici în caz de frig, nu îngheța și o lanii în mine, nu mai pot! În loc de hrană, într-un frigider, o familie din cămin ține medicamentele celor mici. De la frigul din cameră s-au îmbolnăvit, susțin părinții. Uitați aici! Toate sa copiilor care ne cumpărăm din banii noștri. Uitați, numai tratament. Uitați, un punct de tratament am pentru copii. Vă rog că am împrumutat caloriferile de la vecini, ca să putem pune căldură, că avem altfel n-aveam. Dar e fric tare. Dar e foarte fric. Și dacă, domnii, mai ia caloriferii, că-s de la vecini împrumutate și ia și lor, aici e fric pentru copilașii ăștia mici. Cei care își permit și-au cumpărat calorifere electrice. Apare însă o altă problemă. Facturile la energie sunt enorme. Și la lumină ne vine factura foarte mare, pentru că nu poți să stai nici așa, că ni străcă o cameră, pe asta o mai avem, că locuință alta nu mai este. Stăm 3 persoane. Astea sunt condițiile noastre. O mai... Na, toți vecinii se plâng, chiar foarte mult sunt în loc care se plâng. O spus că ne dă drumul, tă ne dă drumul. Tot anul, când vine iarna, aceeași problemă. Deci în fiecare an aceeași problemă. Nu este plătit gazul, ne întrerupe. Aproximativ 20 de familii din cele 94 care locuiesc în apartamentele sociale nu și-au plătit datoriile, iar din cauza lor suferă toți locatarii. Zilnic, administratorul imobilului bate din ușă în ușă pentru recuperarea datoriilor. În acest moment sunt 94 de camere. Din cele 94 de camere, doar 22 spuneți că sunt cu restanțe. Sunt cu restanțe, dar au restanțe mari. Deci eu nu pot să acopăr cu plata la cei care dau, eu știu, 21 de lei, așa, suma de ultima factură care reprezintă 17.000 de lei. Administratorul blocului și conducerea locativă ce are în întreținere căminul au reușit să recupereze de la rău platnici 7.000 de lei și au achitat o parte din datorie.
În plus, au solicitat reprezentanților E.ON să eșaloneze restul debitului. În scurt timp vor primi și un răspuns de la furnizor, iar în cazul în care acesta va fi favorabil, va fi reluată furnizarea gazului, însă nimeni nu poate spune când se va întâmpla acest lucru. Peste 10.000 de copii din toată Moldova au stat în incubatoare și au fost îngrijiți cu atenție de personalul din secția de terapie intensivă neonatală din maternitatea Cuza-Vodă. Unitatea medicală de elită, cea mai mare de acest fel din țară, a fost gazda unei întâlniri a copiilor născuți prematur cu ocazia Zilei Mondiale a Prematurității. Anual, 12% dintre bebeluși vin pe lume înainte de termen, iar la Iași, cel mai mic a avut puțin peste 500 de grame. Hai, lasă să ia. Hai, pune mâna tot și tem tortul. Hai, lasă să ia, hai, Alesia. Hai, toată lumea. Hai, așa, bravo! Lacrimi de bucurie la etajul 6 al maternității Cuza-Vodă din Iași, locul în care se întâmplă minuni. Mii de copii au avut o șansă la viață datorită medicilor și asistentelor de pe secția de terapie intensivă neonatală. Printre ei și Veronica, o fetiță care la naștere avea doar 650 de grame. Acum are 4 ani, este sănătoasă, veselă și neastâmpărată. E ziua ta, da, mama. Ai gustat tortul? Vorbește, mama, nu te-a cum a fost tortul? Bun. Am gustat un biscuit. Da. Bunica, vreau să mă duc și eu afară. Bine, mama, o să te duci tu afară, da. Singură. Singură? Da. Veronica a venit la petrecere împreună cu bunica ei. Cu lacrimi în ochi, femeia a povestit că după 3 luni de la naștere, când părinții au adus-o acasă, îi era frică să o ia în brațe. Acum e tot timpul cu ochii pe ea, pentru că nu are stare. Am avut foarte mare emoții, nu? Pentru că nu i-a dat nimeni șanse de viață. De la început a zis că nu cred că, să nu ne punem speranțe, că nu cred că o să aibă șanse de viață. Și ea a fost o luptătoare și a învins. Pentru dânsa și pentru noi a fost o mare bucurie. Veronica a avut absolut, pot să spun că toată patologia pe care o poate dezvolta un prematur, și boala membranelor hialine, și infecție, și anemie, și retinopatie, și enterocolită. Deci dacă deschideți un tratat de neonatologie și căutați cele mai frecvente boli, Veronica le-a avut pe toate. Și este învingătoare, este un copil perfect normal. Ai senzația că nu ai trăit degeaba. Asta este senzația pe care eu personal o încerc. Medicii nu pot explica deocamdată cauzele numeroaselor nașteri înainte de termen, dar spun că o monitorizare atentă pe toată perioada sarcinii reduce semnificativ din riscuri. Îngrijirile în spital pentru un bebeluș atât de mic pot costa până la 350.000 de lei. După externare, este necesară o monitorizare specială, logopedie, terapie și o atenție deosebită din partea familiei. Atragem atenția gravidelor că trebuie să se prezinte la un examen în prima lună de sarcină sau măcar în a doua lună de sarcină la medicul de familie. Și medicul de familie de obicei orientează aceste gravide spre medicul obstetrician. De Ziua Internațională a Prematurului, turnul cu cează la Palatul Culturii din Iași, Primăria și Universitatea de Medicină și Farmacie sunt iluminate în culoarea violet, desemnată ca fiind culoarea prematurității. Învață în două schimburi, nu au sală de sport și nici grupuri sanitare moderne, dar vin cu bucurie la școală, mai ales atunci când știu că vor face ore cu ajutorul tehnologiei. Se întâmplă la o școală din Belcești, din județul Iași, unde anul trecut conducerea școlii, în ciuda greutăților, a reușit să economisească bani și să cumpere o tablă interactivă. De altfel, unitatea de învățământ beneficiază de rețea de calculatoare și internet încă din 2007. Sunt câteva zeci de kilometri de la Iași la Belcești, un drum dificil la capătul căruia te așteaptă o realitate românească tipică celei mai sărace zone din Europa. Numai că la noi sunt și excepții care confirmă regula. Pornind de la zicala Omul sfințește locul, în satul Ruș există o școală unde am avut surpriza să descoperim dotări pe care multe unități de învățământ de la centru nu și le permit sau nu le consideră prioritare.
sunt 317 copii de la grădiniță la clasa a 8-a, dar și cadre didactice, 100% calificate, iar 98% dintre ele titulare. Clădirea în care învață, construită din chirpici pe la 1940, a fost refăcută acum 10 ani cu bani de la Banca Mondială. Tot atunci și-au pus încălzire centralizată, au adus wireless, au cumpărat o rețea de calculatoare și mai multe videoproiectoare. Iar anul trecut au rupt gura târgului instalând prima tablă interactivă. Fac înmulțirea prin adunare repetată. Adică? Adunăm? Adunăm 33 de 3 ori. Când am văzut-o așa, mi-a venit o bucurie așa dintr-o dată. Dar pe ce? Ce face tabla asta? Prima dată când a deschis-o doamna, când am ieșit prima dată la ea, m-am bucurat mult. Era ceva nou pentru mine. Dar ce trebuie să știi ca să lucrezi la tabla interactivă? Să știi cum să, să umbli pe ea. Și cum se umblă? Greu? Nu. Poate oricine? Nu. Dar cine poate? Eu și mai mulți colegi. Mi-au plăcut, la toți colegii ne-am bucurat. Da? Da. De ce v-a plăcut așa mai? Pentru că era ceva nou și noi ne obișnuim să vă repede. Da? Și acum ai putea să te mai întorci la tabla clasică? Cu cretă și cu... Nu prea. Cât e? 48, da. Hai, tine apare acolo, scrie acolo pe este, da. Neapare, trebuie să o mută de acolo, dar... A, așa, bravo! Bravo, Sergiu! Nu e un moft, ci o formă modernă și atractivă de a face educație. Nu e nici ieftină pentru o unitate de învățământ dintr-un sat uitat de lume, unde părinții nu au bani nici să-și poarte copiii la școală. S-au găsit însă fonduri din economiile școlii și de la primărie. Iar acum, orele de matematică, română, biologie sau geografie sunt o bucurie și o provocare pentru copii. În afară de analizatorii auditivi, folosesc și analizatorul vizual și în felul acesta informațiile, cunoștințele se fixează mai bine. Ne dorim mai multe table, măcar nu chiar din aceasta interactivă, dar măcar să scriem cu markerul. Știți, creta este destul de toxică și vrem să fim și sănătoși. Pentru nimic nu-mi pare rău. V-am spus că orice investiție are valoarea cea mai mare pentru elevi și pe urmă pentru altceva. Ne dorim multe. Noi nu avem sală de sport, nu avem grup sanitar în interior. Cât de spațiu este neîncăpător. V-am zis că programul este de dimineață de la 8 până la 18 seara. Învață încă în două schimburi, dar vin cu drag la școală. Câștigă premii la olimpiadele județene și naționale, au promovabilitate 100% la evaluarea națională și pot concura de la egal la egal cu orice coleg de la școlile moderne din marile orașe. Pentru că la școala din Ruși, omul sfințește locul. Aceasta a fost lecția pentru astăzi, Eliana. Mulțumim, Roxana. Fii atentă că luni dimineață se strigă din nou catalogul să fii prezent aici. Să ai un weekend frumos, mulțumim încă o dată, iar noi vorbim acum despre studenții pasionați de publicitate. Ei participă la festivalul concurs Team The Venture. Ieri s-au întâlnit cu specialiști din domeniu și au intrat în culisele poveștilor de succes. Iuliana Năstacă este studenta specializării publicitate și relații publice de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Ea participă la Team Adventure pentru că vrea să devină un specialist în scrierea reclamelor. Acest proiect pentru mine înseamnă o nouă provocare. Înseamnă să ies din zona mea de confort, în care mulți studenți ca și mine prefer să stea, să nu se afirme, să nu-și arate ceea ce poate într-adevăr. Pentru mine, Team Adventure este o nouă oportunitate, este o șansă să-mi demonstrez mie că pot. În cadrul proiectului, cei 27 de participanți vor realiza campanii de publicitate pentru 3 firme din Iași. Studenții vor avea posibilitatea să vadă ce înseamnă să lucrezi într-o agenție de publicitate și pentru clienți adevărați. Atunci când am fost la prima întâlnire, a fost ceva genul și ce căut aici, pentru că sunt în primul an și n-am experiența de a face strategii de publicitate și toate cele. Și, sper să înveți acum? Da, foarte mult. Deci am învățat foarte multe în acest proiect și după ce am aflat exact în ce constă, am zis, trebuie neapărat să rămân aici, pentru că sigur mă va ajuta asta pe viitor. Cu cât
acești tineri intră în contact cu companii mai devreme, cu atâta poate să fie mai obișnuiți cu ceea ce se întâmplă în realitate și nu neapărat cu partea teoretică care se predă în facultate. Fiindcă noi chiar susținem că ar trebui să se îmbine foarte mult aceste două zone, atât teoria cât și practica, și cred că genul ăsta de evenimente reușesc cu succes să ducă mai departe această idee. Ioana Dobrinescu a urmat studiile Facultății de Comunicare din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative. După ce a aplicat pentru numeroase internship-uri, a înțeles că locul ei este în România. În momentul de față, este specialist în planificare strategică la o companie de publicitate și a venit la Iași să le vorbească tinerilor despre gândirea strategică. Comunicarea are foarte mare legătură cu cultura unei țări și cred foarte tare în chestia asta. De-abia încep să te prinzi ca student, ca novice, ca om care e la început, care e treaba în țara ta, perspectiva unui job în afară ar fi fost poate ar fi adus pentru mine multe lucruri pe care nu le-aș fi putut înțelege și în felul ăsta nu cred că aș fi putut să performez. Festivalul Concurs de Strategie Publicitară și Relații Publice Team Adventure a ajuns la noua ediție și este organizat de Asociația Prime din Iași. În următoarele minute vom vorbi despre un workshop, dar cred că mai bine ne vor spune în această dimineață invitații mei la ce să se aștepte participanții de anul acesta, așa că le spun bună dimineața domnului profesor universitar dr. Dan Crista de la Facultatea de Informatică de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și domnului Marius Ursache, antreprenor IT. Bună dimineața! Bună dimineața! Ne bucurăm să fiți astăzi la noi. Am anunțat încă de la începutul ediției, le-am spus telespectatorilor câte ceva despre acest workshop, dar nu știu dacă au înțeles foarte bine de la mine, așa că vă las pe dumneavoastră să le explicați ce se întâmplă timp de două zile la Iași. Facem deja de mai mulți ani, suntem la a patra ediție, un workshop pe care l-am intitulat Bring IT On, de stabilire de legături între cercetarea universitară și mediul de afaceri. Practic, dorim să învățăm studenții noștri să-și transforme ideile lor de proiecte în afaceri de interes. Să înțelegem că a fost un succes până acum, dacă a ajuns la cea de-a patra ediție. Câți participanți sunt anul acesta? Câți studenți s-au arătat interesați de acest workshop? Am avut vreo 30 de proiecte trimise, din care am selectat 25. Deci, practic, răspândirea ideilor noastre se face acum, știu eu, în zona Moldovei, dar am avut în edițiile trecute și participanți din Cluj, din București chiar. Anul ăsta, cred că numai din Iași au fost, nu mai știu exact, dar... Dar astăzi începe practic workshop-ul. Știu că vă grăbiți după emisiune să ajungeți în sala Pașilor Pierduți, acolo unde se desfășoară. Vreau să știu de la dumneavoastră de ce ați ales să vă implicați în acest proiect, pentru că știu ați studiat o perioadă în România, dar cred că mai mult ați stat în străinătate și pentru cei care nu știu, ați făcut facultatea de medicină la Iași. Da, m-am făcut facultatea de medicină, am un master în teatru, am fondat mai multe companii, dintre care o agenție de design, două companii de software, în domeniul inteligenței artificiale. Și cred că partea asta de legătură dintre mediul academic și mediul de business este foarte importantă. Iar dacă la noi încă suntem în zona în care mediul de business este cel care, cred eu, inovează și cere mediului academic să, hai să spunem, livreze la niște standarde, în afară lucrurile sunt un pic invers. În general, instituțiile mari de învățământ, în special în Statele Unite, cum ar fi MIT, Stanford, Singularity University și altele, ele sunt cele care, hai să spun, au aportul cel mai mare în zona de cercetare. Iar din aceste brevete sau patente care apar în zona de cercetare, mai departe se creează business-uri. În Statele Unite sunt, practic, divizii specializate la fiecare universitate care au grijă, în primul rând, să colaboreze cu profesorii, cu personalul academic,
inclusiv la partea de curricul, inclusiv la partea de învățare, să fac parteneriate foarte mult pentru a preda, pentru a asigura internship-uri și pentru a asigura faptul că ceea ce este din laboratoarele de cercetare ajunge pe piață și este un succes comercial. Iar asta, la nivel macroeconomic, se simte foarte mult. Ca să dau un exemplu, la MIT, o universitate cu care colaborez din Statele Unite, Massachusetts Institute of Technology, dacă ar fi să fie luate toate business-urile care au apărut după din studenți de la MIT sau din cercetări de la MIT, ar fi la nivelul, ca nivel de mărime, a 11-a economie din lume. Deci universitatea are un rol foarte important și partea de cercetare universitară și legătura cu mediul de business. Întotdeauna vor fi diferențe, asta este normal până la urmă. Încercăm poate uneori să găsim, să facem comparații între România și Statele Unite ale Americii sau poate, nu știu, ne spuneți dumneavoastră, mai ales că vă întâlniți cu studenți, v-ați întâlnit și cu studenți din România și din străinătate, știți ce își doresc ei și atunci cred că la dumneavoastră este răspunsul pertinent. Eu nu cred că studenții din străinătate neapărat știu mai bine ce își doresc decât cei din România când vine vorba de antreprenoriat, pentru că asta e o călătorie de descoperire în care, mai ales în zona asta de inovații, nu ai cum să știi la început dacă e ceva care va reuși sau nu. Și cred că aici e unul dintre, hai să spunem, secretele succesului, care poate fi replicat și la noi. Dacă există o colaborare strânsă între mediul academic și mediul de business, lucrul ăsta nu poate decât să fie bun pentru ambele părți. Și încercați, mediul academic încearcă să fie aproape de mediul de business prin acest workshop care începe astăzi la Iași. Domnule profesor, cum va decurge, cum vor decurge întâlnirile, ce vor învăța nou studenții și ce vă doriți practic să realizați prin acest workshop? Vrem să învățăm pe studenți să facă business. Universitatea este o pepinieră de idei și noi la cursurile noastre le dăm proiecte, însă aceste proiecte am vrea să meargă mai departe de un proiect de la laborator, să se ducă în idei care să aibă succes pe piață. Și de asta am încercat să imaginăm aceste serie de workshop-uri în care invităm oameni care au ceva de spus, care au experiență în zona business-ului, să prezinte niște tutoriale, așa se va întâmpla în dimineața aceasta, după care vom avea niște conferințe invitate, va fi Marius, va fi încă un colaborator. Și după amiază, în sala Pașilor Pierduți, veți vedea pe pereți afișate cele 25 de proiecte. Autorii lor vor avea ocazia să prezinte scurt, foarte pe scurt, acest tablou, așa zis, elevator pitches, vor face niște prezentări de 3-4 minute, în urma cărora un juriu va decide ce este mai semnificativ și care are potențial de piață. În fine, seara vom lăsa 3 vorbitori să învețe pe studenți cum să transpună aceste idei în practică, într-un business de succes, deci cum se pot face planuri de afaceri plecând la o idee. Iar mâine dimineață vom invita niște oameni care au câștigat premii în edițiile trecute să ne povestească cum au reușit să transpună într-un business ideile lor. Și în fine vom avea și încă o interacțiune pe care o facem noi tradițional între școlile de IT din Iași, care sunt facultatea noastră de informatică și cea de la calculatoare la Universitatea Tehnică, cu mediul de afacere, care vrem să armonizăm programe sau să aflăm ce ne mulțumește întreprinderile pe punct de vedere al absolvenților noștri care merg acolo și invers, ce am dorit noi de la întreprinderi. Practic se pregătește viitorul nostru, putem să spunem așa. Se spune de fapt că Iașul este un pol al industriei IT și vă întreb pe dumneavoastră cum vedeți Iașul în următorii ani? Cum se va transforma acesta? Din punct de vedere, bineînțeles, mă refer aici la industria IT. Eu știu doar că producem în jur de 300 de absolvenți în fiecare an și că
N-am auzit niciodată ca cineva să nu-și găsească un post de, de muncă imediat. Poate chiar firmele ne iau încă de, din tipul studenției, ceea ce noi foarte lăudabil. Studentul ar trebui să-și termine întâi școala și abia după aia să plece. Dar, sigur, în momentul când el ajunge la nivelul de masterat, nu poți să-i mai ții și colaborarea cu ei e mai sporadică, dar asta e situația. Dacă la celelalte facultăți și dacă la medicină, iată, în cazul acesta, știm că după ce mă termin practic acești tineri facultatea, își doresc cei mai mulți dintre ei să plece în străinătate. În cazul tinerilor care termină facultatea de informatică, cum este? Foarte mulți își găsesc un serviciu aici, evident, pentru că sunt enorm de multe firme de IT care au venit în Iași și care au deschis foarte multe joburi, dar, desigur, foarte mulți pleacă și în străinătate. Și ceea ce auzim noi de acolo este pozitiv despre ei, adică realizările lor sunt interesante. Urmare, credem că mergem într-o direcție bună cu formarea tinerilor în informatică. Cred că dumneavoastră ne puteți spune mai bine cum sunt priviți românii din acest domeniu care merg să lucreze în străinătate. Cred că sunt priviți foarte bine. Am foarte mulți prieteni în Boston, în San Francisco, care lucrează la Google, Twitter, Facebook și alte companii mari. Și, în general, din câte știu, sunt foarte, foarte bine priviți, avansează. Partea asta, fenomenul ăsta de migrare a creierilor, de brain drain, de care foarte multă lume se plânge, eu cred că e o chestie absolut normală. E un fenomen prin care vârfurile vor pleca întotdeauna atât timp cât nu reușim să-i ținem aici. Deși contează și foarte mult alte aspecte personale, familiale. Și cred că e un proces treptat prin care, dacă lucrurile se dezvoltă în continuare în Iași, în ritmul ăsta, în industria IT, va fi mult mai atrăgător la un moment dat să rămâi aici, să rămâi aproape de prieteni, de familie, de mediul în care ai fost și în același timp să lucrezi într-o companie performantă. Din datele pe care le-am, deci în ultimii ani, domeniul IT a avut cea mai mare creștere economică în Iași, cam 60% pe an, ceea ce este fenomenal, cea mai mare creștere în țară. Și, de exemplu, unul dintre subiectele pe care o să le abordăm este cum poate face universitatea, să, de fapt, cele două universități să producă mai multe talente pentru industria de IT. Pentru că, la fel, ce e foarte important în, pe termen lung și un trend care începe să se schimbe în momentul de față, dacă până acum grosul industriei IT în Iași este de tip outsourcing, adică sunt companii mari, străine, care vin, angajează oamenii, dar toată valoarea economică pleacă în afară, încep să apară ca niște inițiative destul de timide, dar care vor crește cu siguranță, startup-uri care sunt firme mici, care încep să producă din Iași și sunt companii deja care au cifre de afaceri peste un milion de euro, care sunt fondate cu capital exclusiv privat românesc, deci niște oameni studenți la informatică sau diverse alte facultăți care au început să facă lucrul ăsta și care cred că asta este adevărata valoare în momentul în care reușești să produci pentru tine, nu neapărat pentru niște companii străine. Vă mulțumesc frumos că ați venit în această dimineață. Bring IT On este workshopul care va începe la Iași în doar câteva minute, dacă e să mă uit la ceas. Însă nu vreau să-mi iau la revedere de la dumneavoastră înainte de a vă întreba dacă vă place viața la țară. Foarte mult. Știu că dumneavoastră călătoriți de foarte multe ori și preferați să stați departe, nu? De telefon, de tot înseamnă tehnologie. Da, aș putea spune, chiar dacă nu e vorba de călătorii în România, că e, da, îmi place, în cazul ăsta pot să spun că îmi place viața la țară. Bun, eu zic să facem în această dimineață așa o călătorie, dacă putem să spunem, pentru că mâine dimineață, de la ora 7 pe TVR3, puteți urmări emisiunea Viața la Țară, o ediție despre toamna pentru micii investitori din județul Iași, despre solarii și căpșuni în Aroneanu, despre cules de fetească regală în comuna Comarna și despre livezi și cules de mere la Sârca. Dar în următoarele minute, despre dulceața de la Hilița.
Ne continuăm periplul în căutarea inițiativei private în lumea satului. Am vorbit despre producători particulari care încearcă, care tind să se asocieze. Acum ne-am mutat într-o altă zonă, tot lângă Iași suntem, la Hilița, mai exact, în ține de comuna Costuleni, o zonă renumită pentru specificul ei pomicol și viticol, și am ajuns la o formă asociativă de producători. Asociația se numește Asociația Pomii Viticolă Hilița, se ocupă cu valorificarea în toate variantele a fructelor, pentru că potențialul pomicol fructifer al acestei zone este fabulos. Stăm de vorbă cu președintele acestei asociații, domnul Constantin Străinu. Bună ziua, domnule! Bună ziua, bine ați venit la Hilița, la sediul Asociației Pomii Viticole Hilița și sediul care funcționează în casa socială de pe lângă biserica din satul Hilița. Este, nu de foarte multe ori ni s-a întâmplat să vedem în lumea satului această varianță, această valență asociativă, când producătorii au înțeles să-și lepe de orgolile lor personale și să se adune pentru a fi o voce mai puternică, pentru a fi mai bine reprezentați în interesele lor de un organism mai masiv. Când a luat ființă această asociație, de ce v-ați gândit că ar fi bine să se întâmple așa? Asociația a luat ființă în aprilie 2009, întâi ca o necesitate pentru a valorifica întreaga cantitate de fructe, pentru că la vremea respectivă fructele erau achiziționate de particulari și nu mai era rentabil nici măcar culesul. Ajunsese prețul la un leu, nici măcar producătorii nu puteau plăti oamenii să culeagă fructe. Ați închis așadar circuitul și v-ați gândit să faceți dumneavoastră dulcețurile și compoturile și așa mai departe. Am vrut să valorificăm întreaga cantitate de fructe. O parte, desigur, se mai comercializează la piața liberă, dar cealaltă parte se procesează în centrul nostru pentru a ajunge în magazinele cu profil tradițional, sub formă de gem, compot și dulceață, făcută în cantități mici la foc de lemne, pentru ca fructele să-și păstreze savoarea și gustul cât mai natural. Înainte de a mai discuta puțin despre asociație, trebuie să le spunem telespectatorilor că, da, cantitățile sunt mici și se vede, se lucrează ca în bucătăriile dumneavoastră de acasă. Doamnele pregătesc fructele, le curăță, le taie pentru a le pune apoi să fiarbă domol la soba din spatele meu, la foc de lemne. Prin urmare, vor ieși niște dulcețuri, niște produse ca cele pe care le știți dumneavoastră de la țară, de la rude, de la bunici, de la părinți, cât mai aproape de autentic. Produsele pe care, din care faceți dulcețuri, le spuneați dumneavoastră că sunt de aici, din zonă, și v-aș întreba dacă nu cumva ideea aceasta de a face dulcețuri și conserve de fructe, dacă nu cumva ține de un... Dacă nu cumva ați fost inspirați de ceva ce s-a petrecut în trecut, aici undeva în zonă a funcționat o fabrică mare de conserve de fructe. Sigur, la Răducăneni, CLF-ul Răducăneni, vestit pe vremea lui Ceaușescu pentru zacuscă, bulion, compotul, dulceața produsă, mare parte din producție mergea și pe vremea respectivă la export. Foarte interesant cum de la acea producție industrială, masivă, pentru că această zonă era un important furnizor de fructe, s-a ajuns totuși să se păstreze ideea de zonă cu specific, pomicol, și această asociație, iată, duce mai departe glasul și viața fructelor în borcane și apoi în cămară. Viața la țară, o ediție realizată de colegul nostru Sergiu Ciocoiu, pe care l-ați văzut adineauri în imagini, puteți urmări mâine de la ora 7 pe TVR3. Iar acum a venit momentul să-i spun bună dimineața Ancăi Medeleanu!
Ce bună faci? Dimineața, bună dimineața, vă spun și vouă celor care ne urmăriți în acest moment în fața micilor ecrane. Bine, m-am gândit ca în această dimineață, în acest început de weekend, să spunem așa, să pornim informați la drum și v-am adus titlurile dimineții din presa scrisă și tipărită. Sunt de modă veche. Bun, eu am tableta la îndemână, okay. Și te întreb așa, înainte de a spune prima știre, bine, pietoni suntem cu toții la un moment dat, dar te întreb dacă ai carnet de șoc. Am carnet, dar să vă feriți de mine în trafic, nu sunt cea mai bună șoferiță. N-am experiență. Ții carnetul foarte bine în geantă, da? Da, în portofel. În portofel. E, așa l-am și eu, să știi că e mai bine așa. E bine să facem mișcare, e drept. Bun, dar uite, prima informație vine din Monitorul de Galați. În contextul Zilei Mondiale pentru Comemorarea Victimelor Accidentelor Rutiere, polițiștii gălățeni vor organiza o activitate la Liceul de Marină. Polițiști alături de tineri din cadrul asociației Tinerii și Viitorul, dar și reprezentanții SMUR din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați vor aduce în atenția diferitelor categorii de participanți la trafic problema siguranței rutiere, dar și consecințele încălcării regulilor de circulație. Și noi ca pietoni trebuie să fim foarte atenți, să ne uităm în stânga, în dreapta și nu era bancul ăla să treci strada după ce trec toate mașinile, nu? Da, mi se întâmplă de multe ori, sunt precaută. Încep cu o veste nu tocmai bună pentru ieșenii care locuiesc la bloc în zona Canta Păcurari. E.ON va întrerupe astăzi alimentarea cu gaze naturale pentru mai multe blocuri din zona Păcurari-Canta, iar potrivit oficialilor companiei, blocurile afectate sunt din zona Păcurari, din zona Luca Arbore, Războieni și Sergent Grigore Ioan. În vederea executării unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale din zona Canta, alimentarea de gaze va fi sistată începând cu ora 10 pentru consumatori, iar reluarea serviciului de distribuție a serviciului de gaze naturale se va efectua treptat imediat după finalizarea acestor lucrări, adică undeva probabil începând cu ora 14. Așa că în această dimineață, dacă aveți centrale, o să vă încălziți doar cu gândul că e weekend. Și am înțeles, am spus că s-ar putea să vină soarele astăzi, să ne facă o vizită, da. Așa că ne încălzim privindu-l. Bun. Te întreb dacă te-ai pregătit deja de Revelion, dacă ți-ai făcut plan. Mă gândesc la roche. La roche, așa. La roche mă gândesc, dar alte planuri... Înțeleg că nu vei sta afară. Nu. Dar am să fiu în Iași, nu plec nicăieri. Sunt în Iași. Am înțeles, dar noi facem o călătorie acum până la Botoșani. Din Monitorul de Botoșani aflăm că Municipalitatea Botoșăneană intenționează să aloce 100.000 de lei din bugetul local pentru organizarea Revelionului. Spectacolul va debuta la ora 21 și va include momente de muzică populară și pop dance susținute de artiști locali și naționali. Anul nou va fi întâmpinat, bineînțeles, cum altfel, decât cu un foc de artificii, iar de la ora 12 și un sfert va urca pe scenă un artist național, dar nu știm cine este încă. Noi urmărim în continuare activitatea celor de acolo să aflăm cine va veni în vizită de Revelion la Botoșani. Să înțeleg că o să-ți petreci Revelionul în Botoșani? Ei, poate mă duc acasă puțin, da. E posibil să fiu de Revelion în Botoșani. Discutăm și despre Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Ne mândrim cu Iași, avem de ce. Evaluarea științifică a plagiatelor și nepotismului, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, locul 4 pe țară la integritate academică. În acest clasament, instituția iașeană se află pe locul 4, după Universitatea de Medicină din Târgu Mureș, Universitatea din București și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Și dacă tot vorbim de Universitatea Alexandru Ioan Cuza, trebuie să știți că aceasta va avea și propria marcă de vinuri. Da, puțin știu că Universitatea din Iași are Podgorie, iar reprezentanții instituției de învățământ au anunțat că vor îmbutelia în regim propriu vinul rezultat din strugurii Podgoriei, care se află în grădina botanică pe dealul de după lac. Mai mult, Tudorel Toader, rectorul universității, a anunțat că vinul îmbuteliat de universitate nu va fi comercializat, ci folosit doar pentru protocol. Știm că există vin liturgic, uite că mai nou va exista și vin academic. Eu aș mânca niște struguri în această dimineață, dar nu sunt. Știu că au foarte mult resveratrol și fac foarte bine pentru sănătate.
sănătate. Însă mergem mai departe. Știi cum, dacă ne ajungi la struguri, spui că sunt acri. Exact. Uite, o veste pentru tine în această dimineață din ziarul Piatra Neamț, pentru că ești actriță, da. Zic să îți spun și câteva informații despre Festivalul de Teatru din Piatra Neamț, Peledez pentru tine, pentru tineri, care și-a desemnat câștigătorii. Aseară au fost anunțați. Vă spunem și noi cine sunt aceștia. Premiul pentru cel mai bun spectacol a ajuns la producția Aglaia, făcută de Centrul Cultural European pentru UNESCO Nicolae Bălcescu din București. Premiul pentru cel mai bun actor a ajuns la Vlad Brânzaru de la Teatrul Anton Pan din Râmnicul Vulcea. Premiul pentru cea mai bună actriță, aici sunt de fapt două premii, au ajuns la Alina Petrică de la Centrul Cultural European pentru UNESCO Nicolae Bălcescu din București și la Sânziana Tarța de la Teatrul Național Cluj-Napoca. Premiul pentru regie a ajuns la Andrei Măjeri, tot de la Teatrul din Cluj-Napoca, iar premiul pentru scenografie a ajuns, stai așa să nu greșesc, la Andrei Pop de la Teatrul Mic din București. Noi îi felicităm pe toți în această dimineață. Așa este, e un teatru cu o echipă tânără acolo, de asta se și numește Teatrul Tineretului. Rămânem tot în zona Piatra Neamț, sporturile de iarnă promovate la Târgul de Turism al României. Aceasta este una dintre ofertele municipiului Piatra Neamț. Piatra Neamț își prezintă la această ediție a târgului oferta de iarnă, respectiv opțiunile pe care le au cei care doresc să practice schiul, informații despre telegondolă, pârtia de schi și posibilități de cazare. De asemenea, promovăm și ofertele agenților economici din turism pentru sărbătorile de iarnă la Piatra Neamț, cât și evenimentele ce vor avea loc în această iarnă. Ai fost vreodată cu telegondola din Piatra Neamț? Da, am fost. Și uite, recunosc că ultima dată am fost cu Moș Crăciun. Atunci când a fost campania cu Moș Crăciun, am ajuns la o fetiță cu minte din Piatra Neamț. Clarisa este numele ei. O salutăm dacă se uită chiar acum. Clarisa Arhire din Piatra Neamț. Uite, și Relu a fost cu noi și Daniel Sandu. Așa că spunem pe toată lumea, a fost foarte frumos. Să știi cum e altfel decât să mergi cu Moș Crăciun și cu telegondola, nu? E pe lista mea să merg cu telegondola din Piatra Neamț. Încă n-am reușit și mi-aș dori foarte tare. Dar uite, vorbim și despre un eveniment de la Iași. Astăzi și mâine are loc cea de-a noua ediție a Festivalului de Chitară. Manifestarea va include ateliere prezentate de chitariștii Nicu Patoi și Andrei Roșulescu, un concert de blues susținut de Fix Jazz and Pop Orchestra, o trupă formată de studenți de la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași. Pe scenă vor cânta și patru valori autentice ale tinerei generației: Dan Alexandru Arhire din Iași, Răzvan Lupu și Eugen Toboș din Suceava, Alexandru Ciobanu din Botoșani, iar la Iași Guitar Festival, maestrul Maxim Belciug va susține un recital. Eu zic să-l ascultăm împreună în această dimineață.
Astăzi va avea loc la Iași un eveniment internațional unic, Trofeul Campionilor la tir. O parte din această competiție se va vedea în direct astăzi de la ora 17 pe TVR Iași. Vorbim despre acest moment cu Vasile Arhire, jurnalist senior TVR Iași. Bună dimineața! Bună dimineața! Da, e un eveniment care devine tradiție de acum la Iași. Trofeul Campionilor la tir este o inițiativă a Federației Române de Tir Sportiv, dar și a clubului Omega Technoton, în dorința de a atrage tinerii spre acest sport care a adus României faimă, multă faimă pe plan internațional. Avem campioni olimpici, medaliați olimpici, campioni mondiali în decursul istoriei. Întreaga manifestare se va derula la poligonul de tir sportiv Omega Technoton din zona industrială. Este una din sălile noi pentru finale, a fost amenajată anul acesta prima dată, așa că acest poligon, care poartă numele campionului olimpic Alin George Moldoveanu, are două săli, una pentru întrecerile de calificare, eliminatorii, și o a doua pentru întrecerile finale, la care sigur publicul este așteptat. Finalele încep astăzi de la ora 14, sunt finale la pușcă femei, pistol bărbați, pușcă bărbați, și transmisia noastră directă va fi pe finala probei de pistol femei. Vă reamintesc că e vorba de tir cu aer comprimat pe distanța de 10 metri. Amintim că de la ora 17 este transmisiunea în direct pe TVR Iași. Am văzut că încă de ieri s-au acomodat cu poligonul. Da, din acest motiv n-au venit nici în această dimineață, n-au putut onora invitația noastră sportive, antrenori, pentru că la tir e nevoie de mult antrenament, de reglare, armelor, apoi pe la ora 10 în această dimineață vor începe calificările și, vă spuneam, de la ora 14 finalele, deci programul este foarte complex. Întrecerile însă continuă și sâmbătă și duminică, sunt oaspeți din alte două țări în afară de România, e vorba de Georgia, care a devenit un partener al Federației noastre de tir sportiv. Și Republica Moldova, care a venit cu foarte mulți, cu un lot destul de numeros. Da, Republica Moldova, care încet, încet apare în peisajul tirului internațional. Anul acesta, la campionatul european de la Ghior, Republica Moldova a avut de asemenea mai mulți competitori. În proba de pistol feminin, când ne referim numai, nu avem timp să vorbim mai mult, dar la acesta au fost două competitoare care s-au situat în prima jumătate a clasamentului. Una dintre ele este prezent și s-ar putea să ajungă în finală, pentru că și la tir e foarte, foarte greu de stabilit cine are șanse de finală. De asemenea, din Georgia este pentru a doua oară venită la Iași Nino Salukvadze, să spunem o legendă vie a tirului internațional, 8 prezențe la campionatele, 8 prezențe la Jocurile Olimpice în decursul timpului și 24 de medalii olimpice, mondiale și europene. Are un titlu olimpic în 1988 obținut la Seul și o medalie de argint tot acolo și alte multe titluri de campioană mondială și campioană europeană, 24 la număr, vă spuneam. Va fi Alin George Moldoveanu, care sperăm să fi depășit această neîmplinire de la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din vară, și sperăm el să crească de la an la an și să poată participa, să obțină dreptul de a participa și la Olimpiada de la Tokyo. Din câte am văzut ieri în conferința de presă, s-a anunțat că de anul viitor vor fi alături de cei prezenți la Iași mai mulți sportivi care au fost la Jocurile Olimpice. Da, ei au fost invitați pentru această ediție, dar știți, după ce câștigi un titlu mondial, este vorba de campioana mondială la 25 de metri, o grecoaică în vârstă de doar 20 de ani, campioana olimpică, am zis, da? Și de asemenea de Nicolo Campriani, care a mai fost de două ori la Iași,
care a obținut 2 medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. După aceste succese, unii sportivi au nevoie de o relaxare, pentru că la tir este o încărcătură emoțională și o stare psihică deosebită să ajungi la asemenea performanțe. Și atunci ei au mulțumit pentru invitație, dar i-au spus lui Sorin Babi, campionul nostru olimpic, care e și președintele Federației Române de Tir, că și-au o pauză de aproape un an pentru a putea să revină la o stare care să le permită să urce din nou pe această golgotă a performanței, pentru că a ajunge la performanță de nivel olimpic și mondial nu e o joacă. Iar la tir, atunci vă spun, doar la pistol 10 metri, 11 mm este decarul. Și se trag câțiva, adică se trag, cei mai mulți sunt decari în tragerile din concursurile internaționale, dar și chiar cele naționale. Să nimerești de la distanța de 10 metri un cerc care are diametru de 11 mm, e muncă, e încrâncenare, e o foarte mare concentrare și răbdare totodată. Știu că și ieșenii au primit o invitație în Georgia. Da, ei, sigur, după această relaționare, având în vedere că Nino Saluvadze, oaspetele Iașului, este una dintre sportivele mari ale lumii și, vă spuneam, este vicepreședinta Comitetului Olimpic din Georgia, s-a adresat și sportivilor noștri o invitație de a participa la un stagiu de pregătire. Din Georgia sunt 4 sportivi la această întrecere. Mai este o sportivă care la jocurile, la campionatul european de la Gheorghe, a ocupat locul 17. Nino Saluvadze la Jocurile Olimpice nu a reușit să facă un rezultat performant, deși cu vreo 4 luni înainte a fost un concurs preolimpic de cupă mondială, o etapă de cupă mondială. Nino Saluvadze a fost printre protagoniștii competiției. Vedeți, e foarte greu să te pregătești la un anumit nivel. Va fi spectaculos, cred că e posibil ca unii sau alții dintre sportivii valoroși, pentru că mai sunt în aceste loturi ale Georgiei, Republicii Moldova și României sportivi cu performanțe, s-ar putea să înregistrăm surprize. Anul trecut a fost o surpriză când cu 2 campioane olimpice în final a câștigat o româncă. Deci noi vă așteptăm acolo, da, vă așteptăm să vedeți și cum se face o transmisie de tir în direct, de la ora 17 puteți vedea pe TVR Iași, iar de la ora 20 pe TVR3. Și aș vrea să fac și o paranteză, dacă tot suntem. Vă invit, după ce veți urmări acest regal de tir, vă invit la ora 16, de fapt, înainte, pe TVR3, la Ghișcine vine la cină. E un interviu extraordinar astăzi cu un om cât o enciclopedie, un om care a trecut de vârsta de 90 de ani, dar cunoștințele lui acoperă un teritoriu foarte vast. Este un profesor din Roman, dacă vreți vă dezvălui un mic secret, și veți vedea că și la Roman, ca și la Fălticeni, poate ca și în alte orașe fără o populație numeroasă sau fără universități, se formează oameni și trăiesc oameni de o valoare extraordinară. Ce știe acest om, care a fost toată viața nu titular la o catedră, ci suplinitor, și veți vedea de ce. Aflăm astăzi de la ora 16. La ora 16 și, sau mâine seară la ora 21 pe TVR. Vă mulțumesc frumos că ați venit în această dimineață. Reamintim, trofeul campionilor la tir. De la ora 14 va fi finala pistol bărbați, de la ora 15 finala pușcă bărbați, de la ora 16 finala pușcă femei, iar de la ora 17 puteți urmări în direct ce se întâmplă pe poligonul Technoton din Iași, pe TVR Iași, așadar astăzi de la ora 17. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Ne revedem luni de la ora 8. Să aveți parte de un weekend frumos. La revedere!